Ediția a doua a expoziției Agriplanta se va desfășura în perioada 7-10 iunie la Fundulea, în județul Călăraș. Un concept unic în România, dezvoltat de Societatea Germană pentru Agricultură, care îmbină într-un mod original expoziția în câmp de utilaje și inputuri pentru agricultură, demonstrații cu mașini agricole comentate de către specialiști și loturi demonstrative pentru principalele culturi agricole. Suntem în faza de pregătire a Agriplanta 2012. Suntem la înființarea loturilor demonstrative pentru culturile prășitoare. Avem în lucru o mașină pentru semănat parcele de precizie. Zilele următoare o să lucrăm și cu o mașină pentru semănat în rânduri. Legat de partea de înființarea loturilor, lucrările se află în perioada optimă și suntem aproape de finalizare. Agriplanta este un eveniment interactiv care invită fermierii din întreaga țară și specialiștii din agricultură să se implice în activități de genul discuțiilor pe teme legate de principalele culturi agricole, genetică, scheme de fertilizare. Legat de zona de demonstrații, suntem în pregătire cu demonstrațiile deja consacrate legate de mașinile pentru lucrările solului și semănat, o tematică. Cea de-a doua tematică, stabilitatea rampelor la deplasarea mașinilor tratamente fitosanitare pe teren denivelat. Și ca și noutate, avem două noi teme, și anume tractoare inteligente, comandă prin GPS, sisteme compatibile izobuz, auto-tracking, tot ce înseamnă smart farming în domeniul tractoarelor și mașini pentru aplicarea îngrășămintelor chimice solide, de asemenea în domeniul smart farming și cu tot ce înseamnă partea de distribuție și monitorizare a distribuției. Printre activitățile care se vor desfășura în perioada Agriplanta, nu putem să nu menționăm seminarul cu tema politica agricolă comună, la care sunt invitate atât autorități, cât și fermieri, specialiști din agricultură, firme expozante în cadrul Agriplanta. De asemenea, zona pentru copii, AgriKids, unde copiii vor avea posibilitatea să participe la concursuri interesante pe teme de agricultură, să planteze tomate, să fie pictați pe față, deci atât activități recreative, educative, cât și activități de petrecerea timpului liber. Nu am uitat nici femeia agri, care are posibilitatea în perioada Agriplanta să învețe niște rețete interesante de la unul dintre bucătarii vestiți din Transilvania și din România, Adi Hădean. Vom avea două tipuri de activități noi, respectiv colectare de deșeuri prin sistemul scapă de ambalaje și de asemenea demonstrații de compactare a ambalajelor. În plus, vom produce energie din biomasă, tot în cadrul unei demonstrații care va avea loc zilnic. Vizitatorii sunt așteptați în perioada 7-10 iunie la Agriplanta, între orele 9 și 18. Invitațiile pentru vizitare le pot descărca de pe site-ul www.agriplanta.ro sau le pot primi direct la intrarea în expoziție.